Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela Conoi, talare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac, talare pentru decembrie. Cât a mai rămas, cum e, că întârziere, dar revenim la ritmul normal, zic eu. Interesant sau nu, am fost ghidată să aleg cel mai vechi set de cărți. Nu știu de ce, știu de ce. Se spune că racii au tendința să păstreze anumite lucruri cu valoare sentimentală. Ăsta este primul meu set cu valoare sentimentală. Încărcat energetic este cel cu care am început etalările de tarot. E o chestiune de oldies. Lucrurile vechi au mai multă valoare. Raci, în general, cei cu marcaj puternic în semnul racului. Eu am în casa a patra. Dar, înțeleg ideea asta. Lucrurile vechi au altă valoare. Asta e clar. Interesant, în timp ce am amestecat setul de cărți, au venit niște, mai ales acela pentru sfaturi, cred că are totuși legătură cu voi. Nu întâmplător, aici este semnul racului, vi se spune să luați o pauză, să vă relaxați, să faceți o baie sau să intrați în emoțiile voastre, alea frumoase, sănătoase. Probabil că unii munciți raci, da, fiind în opoziție cu Capricorn, au tendința să muncească. Și au venit două cărți. Interesant, acum observ ambele lună nouă, dar au venit invers. Ce chestie. Prima spune, nu uitați sau știți, trebuie să știți că sunteți, să conștientizați, să simțiți că sunteți iubiți. Luna nouă în balanță. Poate că la luna nouă în balanță ați început să vă gândiți la chestiunile astea, nu știu, și încă n-ați găsit răspuns, zic și eu. Totuși e etalare colectivă. Și încă una, lună nouă în vărsător. Țineți minte această lună nouă în vărsător, când va fi. Poate o chestiune din trecut, poate e o chestiune din viitor, o lună nouă în vărsător, nemanifestată. Nici una, nici cealaltă nu e manifestată. Așa simt că au venit invers, sunt nemanifestate. Și aceasta spune, fiți deschiși la schimbare. Și iar... convențional se zice că raci țin foarte mult, apropo de aceste lucruri vechi. Fiți deschiși la schimbare. Ce simt eu? Știți că trebuie să vă schimbați, dar la anumite lucruri nu reușiți sau nu vreți sau nu reușiți să renunțați. Nu știu ce se întâmplă. Dar probabil că va trebui mai devreme sau mai târziu să îndrăzniți. Iar chestiunea asta cu know you are loved. Teoretic, am senzația că teoretic știți că sunteți iubiți, dar poate că vreți de o anumită persoană. Și dacă vreți să știți exact dacă sunteți iubiți sau iubite, comunicați în așa fel încât să aflați exact. Să nu mai aveți dubii. Să nu confundați prietenia cu dragostea, acceptarea cu sau obsesiile cu dragostea. Și eu vreau să vă spun că, mai nu știu, raci, ia uite... Lăsați fricile să se dizolve? Am deschis la rac. Da, e o chestiune voastră. Sunteți un pic cu acea lună nouă balanță într-un dezechilibru emoțional, sentimental. Onorați-vă sentimentele. Vorbeam de sentimental și apar sentimentele, simțurile. Apare semnul peștilor, prietenii voștri. Da. Prietenii voștri de apă, să zici. Vreau să spun că constat așa, nu am foarte multe persoane zodia racului în jur, dar cât am constat că aveți în amor, în dragoste, aveți niște tendințe așa, vă fixați pe persoană și rămâneți fixați pe acea persoană, dar bine, chestia asta e un secret al vostru. Obsesia asta pentru o anumită persoană, evident că nu știe nimeni, nu știți doar voi, unii își închipuie că nu vă mai gândiți la ei, dar voi vă gândiți în continuare. Dragostea face diferența, un alt mesaj în plus a venit, dar a venit invers. Iar o chestiune, cred că știți teoretic că dragostea face diferența, dar e o chestiune de aplicare practică. Dragostea ajută, vindecă rănile trecutului, asigură un sentiment de securitate și de
stimă față de voi înșivă. Dar, teoreticării, știți, teoreticării, mă mai alin și eu, știți, dar rămâne de trăit. Hai să vedem. Apropo de posesivitate, 7 e semnul faetonului, posesivitate. 7 și 17, interesant. 7 și 17. 17 semnul stele. În tarot, 7 al faetonului. Dar, în aceste de cărți avem tendințe obsesive, aș spune. Da? E un piton aici, cel care sufocă. Poate vă sufocați voi într-o idee, nu știu. Eu transmit mesajele pe care le primesc. Apropo de ce am zis, de obsesia aia. Și mi-aduc aminte că același element, nu știu ce fructe sunt astea, același element decorativ este și în cartea numărul 15 a diavolului. E o chestie obsesivă de care trebuie să vă vindecați. E o chestiune la distanță. Poate sunteți între două persoane, una care vă creează această, una care vă sufocă, vă acaparează, vă ține și alta care vă stabilizează, este pomul. Una care vă dă credință și vă hrănește, cealaltă care vă drain, vă suge de energie, în fine. Sunt mesaje și mesaje. Dar ce vreau să zic, 7 și 17, trebuie să vă vindecați dacă aveți și voi, pentru că așa se întâmplă. Na? Probabil că aveți și voi ceva. E o chestiune de Pluto, eu așa simt. Pluto, Saturn. Posibil că și voi aveți niște aspecte în harta voastră care permite conectarea la asemenea personaje. Acușica. Iar distanța asta cu Barza, cu Ibisul, cu călătoriile peste hotare, cu călătoriile lungi. Distanțe lungi, 17. Nu sunt așa scurte, sunt lungi. Posibil că vindecarea asta este un parcurs lung, aș spune. Iar am zis că fac etalările mai scurte. Ia, soarele nu vine să aștepte în urmă nord în rac. Ioc! Ioc, ioc, ioc. 3 și cu 4, cât fac? 7. Faetonul se gândește, racii se gândesc la bani. Asta e cartea banilor. Peștișorii aurii versus peștișorii pirani. Apropo, abundență versus obsesie pentru anumite... Sau poate alte persoane sunt obsedați de voi. Dacă aveți bani, aveți grijă. Pe cine aveți în preajmă. Dar, dacă renunțați la acel gen de cuplaje, de prietenii, de contracte, puteți să vă atrageți oameni benefici. Oameni. Colaborări, prietenii benefici. Aici e peștișorul auriu. Cu peștișorul auriu din voi. Că toți aveți un pești, avem un peștișor în noi, da? 3 și cu 4, 7. Bani. Bani. Unei abundență, alte bogăție. E o diferență. Acum, iar, 3 și cu 2 și cu 7, 9. Călătorii peste hotare. Distanță mare între voi și cineva. Probabil între voi și o femeie. Și există această nevoie de a comunica, apare scrisoarea. Nevoia de a comunica cu cineva. Vedem ce legătură are. Bani? Vești? Vești despre bani? Vă băga... Dar poate trimiteți voi vești cuiva. Adică îmi dați și mie. Băi, uite, ți-am donat, uite, atâția bani. Zic și eu, glumesc. Vești despre bani, am înțeles, vești despre bani. Eu sper să câștigați, că dacă voi câștigați, câștig și eu, nu? Ia uite, 30, abundența. Un soi de împărăteasă, eu așa o văd pe această femeie, un soi de împărăteasă. O femeie frumoasă și în interior și în exterior. Dar iar vești în spate, grijă, aș spune, griji. Grijile cuiva e stres, iar. Trebuie să învățați să vă găsiți ancora, să manifestați, să vă găsiți stabilitatea, să manifestați dragoste, comunicare, apropo de ce am zis mai devreme, comunicare, abundență, noblețe, dincolo de veștile care vin, asta înseamnă vești. Plus scrisoare,
să nu vă lăsați influențați de una și de alta. Cu alte cuvinte, cum era mai devreme, know you are loved. Trebuie să știți. Persoana asta știe că e iubită. Știe că e iubită, că e apreciată. Nu se lasă influențată. Ciudățel. Ia să vedem ce sunteți voi. Iată, iară faetonul 7. Deci se confirmă anumite lucruri. Vorbim despre voi. Principiul. Ia. Soarele mărus. Ei, smute! Ei, ce aveți, mă? Eu pe ăsta. Prosperitate. Pe unul. Mare grijă. Dacă aveți parte de, iaute, 30 împărăteasa, 34 bani, ceva vești. Despre un anume tip de abundență, da? Ori voi trimiteți cuiva, ori voi primiți, vedeți. Vom vedea și veți vedea și voi. Dar acest păun mă duce cu gândul la vanitate. Mare grijă. Mare grijă. 39. 39. Da? Poate unii țineți ascuns niște bani sau un succes. Prosperitate. Dacă nu, încercați să aveți o viziune. O viziune sănătoasă, al treilea ochi, o viziune sănătoasă legată de prosperitate, de abundență, de bani, de succes versus manifestarea acestor lucruri din ego. E o strategie, apropo, minciunele. Iar veștile negative. Ce ar putea să însemne? Soarele la Venus ascendentul în nord în rac. Să curățăm cărțile. Soarele la Venus ascendentul în nord în rac. Decembrie 2022. Șapte de cupe. Ori visați la cineva, ori aveți multe opțiuni, poate și una și alta. Când sunt prea multe opțiuni, deja apar confuziile. Pentru că în aceste opțiuni aveți posibilitatea și să vă creați abundență, și să vă manifestați, eu știu, să vă bucurați de sexualitate, și să manifestați victorii, și să creșteți spiritual, și să iubiți, și să vă iubiți, trebuie să știți ce să alegeți. La capătul setului de cărți, schimbare de energie dincolo de conflicte. O energie masculină nu comunică despre iubirea și respectul pe care o are față de o energie feminină, cu care ar vrea să manifeste ceva. Dar este foarte stresat. Ia uite, vrea să manifeste 10 de cupe, dar e super stresat. Se gândește, își face așa niște calcule, strategii, chestiuni. Știi ce n-ar fi și racul rege de spade? Ar putea foarte bine să fie și racul rege de spade. Nu-l asociem obligatoriu cu regele de cupe, nu? Hai să vedem. Da, odată. Răcușoare de două ori. Răcușoare de trei ori. Cavalerul de băte. O aventură. O atracție. Vedem. Trecut. Justiția a apărut în aceeași poziție la o zodie. Am făcut-o aseară, azi noapte. Șase de spade, de bâte. Am zis de spade, de bâte. Și regele de bâte. Interesant. Poate ați avut un contract. Eu așa văd. Justiția în acest moment îl văd ca pe un contract. Un contract la locul de muncă care vă poate aduce succes. Dar așa, să atrageți atenția și să fiți nu doar... persoane de succes în zona voastră, să vă puteți crea ceva mult mai... Să vă puteți crea, nu imperiu, regatul vostru, afacerea voastră creativă, e o chestiune legată de creativitate. Regele de bâte e super creativ.
Poate unii aveți planete leu, că așa se întâmplă. Race pot să aibă și planete leu. Un leu. Justiția. Dar un contract care v-a adus succes. Și autoritate. Și atractivitate. Pe un oameni de succes atrag. Da? Să vedem ce ar putea să fie. Pentru unii poate ați lăsat în spate pe cineva cu marcaj puternic în zodia Balanței ca să mergeți către cineva cu marcaj puternic în zodia Leului. Să vedem. Clarificăm justiția pentru Raci. Wow! Rege... Oh. Doi de cupe și regele de monede. Ups! Poate să fie, doi de cupe, poate să fie și colaborare, dragii mei. O colaborare, repet, care vă aduce succes, nu doar că atrageți publicul, că sunteți în fața tuturor, dar faceți și bani. Dar e o chestiune de trecut. Haideți să mai vedem ce mai arată. Șase de bute, clarificăm șase de bute. Eh, temperanța. Dar este înainte de tarot. A trebuit să aveți răbdare ca să aveți parte de acest succes. Mai dați-mi o carte. Regele de bâte. Clarificăm regele de bâte. Trebuia să tai o dată. De două ori. Dar au venit mesajele repede de trei ieri. Ia uite, roata norocului. E o situație care va schimba de... Opa, șapte de bute. Am senzația că nu e energia voastră. Șapte de bute. Șapte de bute e o energie defensivă. Știți ce mai simt? Mai simt că unii ați încercat să cuceriți pe cineva, un suflet pereche, doi de cupe, doi de cupe. Să impresionați cu regele de bâte prin, eu știu, prin pasiune, poate chiar și prin bani. Și persoana respectivă a zis no thank you. Mulțumesc, foarte amabil, dar deocamdată eu așa simt. Stau dincolo de granițele mele personale. Aici nu cred că sunteți voi. Nu de alta, dar racii pot să fie foarte bătăiuși, foarte... Nu neapărat că vă luați cu bătaia, nu în sensul ăsta. Cuceritori. Și uneori, da, au și tendința asta. Cum am zis mai devreme, aveți grijă între... Sau un fel în care vă prezentați. Da, dacă aveți bani, dacă aveți succes, țineți o lecuță. Țineți-vă în control, apropo de justiție. Țineți-vă în control, pentru că omul ăsta sugerează vanitate și nu e sănătos. Și știu. Am întâlnit mulți oameni în viață și, printre altele, uneori, unii raci, au această tendință de a încerca să pară ori mai bine financiar decât sunt, ori să impresioneze financiar, sexual, dar conexiunea să rămână încă nepotențată, nedezvoltată.
Plutește în aer conexiunea emoțională, dar nu este echilibrată, nu este manifestată, cum să zic. Vedeți, aici doar o singură persoană umple cupele. Când fiecare a trebuit să-și poarte cupa în mână și să facă schimb de emoții. Cu alte cuvinte, potențialul este în aer. A fost, în fine, vorbim la trecut. Pentru că unul a încercat să impresioneze, celălalt a încercat să se echilibreze, să se tempereze. Am senzația că aici este o persoană temperată, nu pasivă, nu, temperată. Ce no thank you. Care vede dincolo de aceste băte, aere, niște aere, sunt niște aere. Dacă vă deranjează, îmi pare rău, dar stai. Hai să vedem în prezent puterea. Asta a provocat tot ce s-a întâmplat, a provocat transformarea voastră, să zic. Trei de putere. Și a voastră și a lor. Vedeți, e exact persoana de la temperanță. Vedeți? Și exact persoana... Mai... Acum deja simt că am zis adevărul pentru unii. Da? Aici este leul. Și aici este energia feminină divină sau care caută creștere. Ca să măcar care caută creștere. Temperanță, da? Imediat vă zic ce simt. Dar o să și clarific. Deocamdată. Înainte de clarificări. În prezent. Aveți două cărți care sugerează călătorie. 6 de spade și 3 de băte. O să vedem la clarificări cum se confirmă și cum se... ce detalii privim, sau primiți referitor la această călătorie. Dar am mai multe mesaje să zic. Primul ar fi, dacă cineva v-a refuzat la un moment dat în trecut, că poate, unii a fost prea glamuroși, prea spectaculoși. Ați reușit să creșteți împreună, chiar separat, pentru că văd o separare de energii. Ați reușit să creșteți împreună și crescând împreună, transformându-vă, puteți... Ați putea să vă... V-ați transformat la distanță. Și am zis, acum ați putea să mergeți către un moment în care vă bucurați de această transformare. Cu alte cuvinte, vin oportunitățile, șansele de a crea ce de la 3-4, stabilitate. Acum, ce mai văd în afară de acest mesaj? Unii dintre voi ați fost într-un contract, colaborare pentru bani, dar pentru chestia asta trebuie să vă luptați tot timpul cu cei de acolo. Nu știu, niște lupte. Dar luptele astea v-au făcut mai puternici. În această perioadă, pentru cei care ați experimentat această situație, lăsați în urmă acele lupte pentru putere, pentru bani, pentru a menține un echilibru, poate să fie la locul de muncă, poate să fie în familie, că regele de monede poate să fie soț, tată, eu știu, șef, ce vreți voi. O figură masculină importantă. Lăsați în urmă aceste lupte, aceste influențe, apropo, influențe, și mergeți către altceva, alte zări. Hai să clarificăm. Curăț cărțile. Soarele nu a venit să accende nodul nord în rac. Decembrie 2022. Ce este drăguț este că aveți totuși speranță în prezent. Și e mare lucru. Gândirea pozitivă manifestă pozitivitate și putere.
și dorința de a lăsa în urmă apele tulburii. Aveți grijă la viitoarea lună plină care va fi. Hai să mai vedem. Clarificăm puterea. Ia uite, apropo de faeton. Ia uite, 6 de spade, 8 de bâte și toate reprezintă călătorie. Vă faceți curaj să faceți o călătorie a vieții voastre către ce? Către steag, am văzut 17. Poate că e o călătorie lungă peste o apă. Peste ape. Avem și aici apă, avem și aici apă. Uf! Interesant. Deci totuși e o chestiune de călătorie. Aici sunteți voi, eventual. Iar i-a zis, e obsesie de care trebuie să vă vindecați. Ia uite. O pasiune la distanță. E o pasiune la distanță pe care ați încercat să o țineți în frâu. Și cu cât ați încercat să o țineți în frâu, cu atât a crescut, să zic, dorința, obsesia, dar iar, e o provocare la vindecare. Rac, Capricorn. Pentru unii, nu obligatoriu, nu toți racii au de-a face cu capricorni, așa cum nu toți peștii au de-a face cu fecioare și tot așa. E chestiunea de casă și carieră. Hai să vedem, 6 de spade. Clarificăm 6 de spade. Iar vin mesajele. Iar am vorbit de bărbatul acesta, bărbat, energie masculină. Destul de bine, financiar, profesional, poate chiar dintr-o familie stabilă, importantă, care vrea să comunice. Asul de spade și cavalerul de spade. Vrea să comunice. Ce? Parte din visurile sale, din confuziile pe care, nesiguranțele pe care le are. Faptul că și-a blocat un vis. Și-a blocat un vis. În fine. Probabil că energia masculină își dorește să comunice. Zic energia masculină, cu alte cuvinte, racii sau cei bărbați cu aspecte în zodia racului. Poate să fie și lună, poate să fie și soare, poate să fie și ascendent. Deci este energie masculină care vrea să comunice. Pentru că și comunicarea asta ar trebui să fie face-to-face. Așa o văd, pentru că apar călătorii, multe cărți care vorbesc despre călătorii, nevoia de a alege îndrăgostiții. Trebuie neapărat să fac videoclipul pe care trebuia să-l fac de la începutul anului, măcar acum la sfârșit de an. Îndrăgostiții. Știți că trebuie să alegeți. Între ori stați cu inima frântă că n-ați exprimat ceva, că nu ați făcut gestul acela care trebuia făcut, că nu ați cucerit pe cine a trebuit să cuceriți, nu știu ce aici. Da? Știți că dacă nu faceți această călătorie și nu exprimați un adevăr, o să rămâneți așa, cu o suferință. Și bănuiesc că nu asta vreți. 3, 6, 6. Da, trebuie să alegeți. Așa văd. Lăsați în urmă, pentru că 6 lasă apele tulburi. Apele tulburi sunt create. Apele, emoțiile, sunt create de gânduri. Cu alte cuvinte, emoțiile, inima, da? Emoțiile negative sunt create de gândurile negative, de neînțelegeri. Poate cineva a zis ceva, apropo de refuz, de o atitudine defensivă și celălalt s-a simțit rănită. Va, opa, nu am reușit să obțin ce mi-am dorit. Dar între timp aș zice că s-a vindecat tendința egoistă a unuia implicat în această poveste. Sper că mă înțelegeți exprimările. Dacă nu înțelegeți, căutați în alt canal altă persoană care să vă facă să înțelegeți mesajele. În fine. E o chestiune de comunicare. Și 3 și cu 3 înseamnă 6. Dar ar putea să fie vindecarea de dezamăgiri. 3 și cu 3. În fine. 3 de bâte. Clarificăm 3 de bâte pentru raci odată. De 2 ori. De 3 ori.
Doi de pute. Doi de spade. Trebuie să alegeți. E așa greu să alegeți. Trebuie să alegeți să comunicați. Comunicarea va schimba energia dintre voi și cineva. Da, să comunicați în echilibru. Să explicați de ce n-ați avut timp pentru cu tare lucru, pentru că a trebuit să faceți bani sau să dați cuiva sau să la la la. Nu știu. Chestiuni care țin de contracte, de finanțe. Să explicați. Nu, da, și să, ia uite, să renașteți o iubire. Hă? Judecata și regina de cupe. Care a stat pe loc. Distanța. Distanța va chema la echilibrarea voastră și la transformarea voastră. Știu că spun așa frânturi de fraze, dar voi le așezați cum se cuvine în viața voastră. Pești, trac, scorpion. Cu judecata. Pești, trac, scorpion. Adică Pluto, mai bine zis. Pluto aduce suferință, dar aduce și vindecare. Trebuie să comunicați. Poate aveți unii dintre voi pe cineva cu marcaj în zodia balanței, care încă vă influențează. Posibil și asta. Dar nu vreau să mă fixez pe zodii. Nu, pe altceva, pe energie. Trebuie să alegeți. Mai dăm o carte aici. Ia, am tăiat. Am amestecat. Hai să tăiem. Mai dăm o carte. Mai clarificăm trei. Doi de spade. De ce a venit pe trei de bute? Doi de spade. Extraordinar. Nu știu, eu cred că e un blocaj al vostru pe care trebuie să-l depășiți. Prin speranță, prin mișcare și nu vorbesc că n-ați face mișcare, că nu v-ați întâlnit cu prietenii, că nu ați face cu... E o chestiune... Ia uite. Asul de monede și asul de cupe. E o relație foarte specială în care trebuie să să vă implicați. Altfel decât ați făcut-o până acum. Altfel. Schimbați atitudinea. Deci, în prezent, puteți să aveți parte de această relație și de dragoste și de succes. Poate aveți de ales între două persoane, posibil și asta. Una care vă creează stabilitate financiară, alta care vă vindecă și vă oferă stabilitate emoțională. Posibil și asta. Dar eu simt că ar putea să fie una și aceeași relație. Însă, dacă sunteți defensiv. Eu așa simt. Cu alte cuvinte, ar mai fi niște variante de încercare în această poveste. Așa simt pentru unii. Ce mai simt? În povestea asta ne... Ia uite și turnul, mai... E o separare bruscă. Din motive financiare? E o separare bruscă între voi și cineva. Din motive financiare. Dar puteți să reface situația, eventual. Ce mai simt? Mai simt că, într-adevăr, aveți de ales între un personaj care v-a rănit foarte rău și un alt personaj cu care puteți construi. Dacă aveți răbdare, dacă sperați și dacă vă eliberați de luptele acestea și pentru putere, de egoism, de
orgoliu, vanitate, a voastră, a altuia, nu știu cu cui. Știți ce cred? Cred că mândria este marea problemă aici. Și știu că racii sunt foarte mândri. Și nu că ar fi o problemă să fii mândru, dar când e în exces orice lucru creează dezechilibru. Hai să vedem în viitor. Valetul de monede, asta e fain. Începe să construiți. 7 de monede, investiți. În ce alegeți? Veți alege în această perioadă ceva. Oh, ce frumos! 1, 7 și 8. De fapt, 7 și cu 1 înseamnă 8, da? Dar sper să nu vă gândiți doar la bani, că tot apar banii. Da, apar bani. Dar dacă vă izolați emoțional și vă gândiți doar la bani, nu știu dacă e cea mai bună soluție. Însă, dacă vă implicați practic în relația pe care vreți să o construiți sau care se va ivi, în cazul în care nu s-a ivit, se ivește, e ceva ce nu vedeți. Se ivește ocazia, într-un mod neașteptat, se ivește ocazia să lucrați, iar 8 de monede, cu persoana, cu o persoană dragă, cu o persoană de care o să vă îndrăgostiți sau voi vreți să propuneți. Nu știu, valetul de monede poate să vină să studieze cum să investească în această relație sau vine cu o propunere. Uite, hai să, apropo de colaborare, să facem ceva împreună, ceva de genul ăsta. Și lucrând 7 și cu 1, 8, transformați. Vă transformați separat și împreună. E o chestie. Cu alte cuvinte, colaborând, începe să descoperiți aspecte emoționale profunde între voi și persoana cu care colaborați. Interesant. Ce ar mai fi după aceea? Ia uite, ia cavalerul de monede, pas cu pas. Și refuzați chestiile toxice. Da. Veți schimba energia. Wow. Asta mai pe la anul. Sau sfârșit de an. La capătul setului de cărți, uite, n-am vorbit despre asta. 7 de băte, iar. 3 de cupe. Iar 2 de spade și nebun. Și stea. Trebuie să alegeți. Între prieteni, între niște prieteni care prieten care nu. În cercul de prieteni aveți o persoană mai defensivă și tot prin preajmă aveți un personaj care tot timpul minte, fuge, de care trebuie să vă vindecați. Minte, fuge. Bine, sunt alegerile personale, dar voi trebuie să distingeți bine între minciunile altora și minciunile pe care vi le spuneți voi. Tot sperând că persoana respectivă se poate schimba.
Ciudat. Destul de ciudată energia. Probabil că nu întâmplător a venit 7 de cupe. E o confuzie aici. E o confuzie, dar... Hai să clarificăm viitorul, curățăm cărțile. Valetul de monede. Dar am vorbit mult. Valetul de monede. O dată, de două ori, de trei ori. Ah, diavolul. Însă energie... Cineva e... Nu-mi place. Nu prea-mi place. E cineva egoist aici, care trebuie să... Poate care... Care are multă de vindecat. În primul rând are de vindecat niște... O atitudine destul de egoistă. Mândrie. Sexualitate poate excesivă. Dorința de a avea bani, de a avea putere. Puf. Nu-mi place cine e aici. Ia uite. 5 de spade. Clarificăm 7 de monede. Ah. De monede. Sunt multe mai. 7 de monede. O dată. De două. Monede. 4. Vreți să investiți într-o casă? Unii dintre voi. Într-o relație stabilă? Da. Să ieșiți din niște frici, din niște programări mentale negative, eventual să eliberați, depinde unde sunteți. Sper că nu aveți aer de asta de salvator, dar poate vreți să eliberați pe cineva sau să vă eliberați de niște frici. Niște frici. Da, mai. Da, vreți să vă eliberați de niște frici și să vă reechilibrați viața lângă cineva drag, care vă oferă stabilitate și emoții. Dar ei, nu știu, o reținere, e o frică, e o neîncredere aici. Clarificăm 8 de monede. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, soarele, bucurie, împreună cu cineva. Poate să munciți obsesiv în carieră, poate și asta. Aici să fie un aspect, să investiți în casa voastră. Vreți să vă creați casa voastră, relația voastră stabilă și știți... Mi-aduc aminte... Am cunoscut un personaj în zodia racului, un bărbat în zodia racului, foarte bine financiar. Și mărturisea că, mi s-a părut interesant, mărturisea că pentru un bărbat este foarte important să se simtă stabil financiar și apt să susțină o relație. Cu alte cuvinte, dacă un bărbat nu are bani, nu se simte în echilibru, să poată să intre în această relație, de orice natură ar fi. Interesant. Ce văd aici în viitor? Cu 5 de spade. Aveți multe gânduri. Multe, prea multe gânduri. Bine, racii au multe gânduri. Mai multe gânduri decât emoții. Racii, prea gânditori. Veți face acea alegere importantă. Am văzut și asul de spade la un moment dat.
veți face și o călătorie, veți alege, chiar dacă pare greu. Pare greu că aveți multe gânduri, prea multe gânduri. Strategie, da? Vă lăsați influențați de eu știu, sper că nu de noutățile politice, de ce se întâmplă lume. Concentrați-vă pe ce aveți voi de făcut, pe prosperitatea voastră și cum manifestați această prosperitate. În momentul în care veți lua această decizie, nu știu, cu cine vreți voi să rămâneți, veți începe un proiect care vă va aduce eliberarea de toate conflictele care au fost până acum, jocurile mentale, strategiile. Eu văd aici ca pe o eliberare. Veți avea un câștig, o victorie. 5 de spade în aceste de cărți arată ca o victorie. Asupra minții voastre, aș spune, emoțiile se calmează, se îndepărtează norii. Și atunci veți începe să investiți în această relație de lungă durată care aduce stabilitate sau în casă, într-o nouă casă, într-un nou apartament, unii dintre voi. Însă, pentru relație sau pentru apartament, orice ar fi, văd muncă, muncă obsesivă, obsedantă. Da, aveți nevoie de bani. Mai ales dacă renunțați la un contract sau o relație mai tulbure sau personaje care v-au îngreunat. Manifestarea prosperității, abundenței și e o mare diferență între a avea bani și a avea prosperitate și abundență. Mai talare cam ciudată și cam, nu știu, simt așa. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai emoțională, dar aveți prea multe gânduri. Mi-ar fi plăcut să fie mai romantică, da, asta e, în fine, fiecare cu viața sa. Dacă apar banii, mai greu să fie romantism. Hai să vedem mesaje de la îngeri. Mi-ar fi plăcut să fie mai romantică, mai drăguț, așa, mai cu sărbători de iarnă, cu pupături, cu îmbrățișori, dar nu prea. Iată, relaxați-vă. Iar munciți foarte mult. Unii dintre voi, cum a zis mai devreme, și petreceți timp de calitate cu oameni dragi. Am zis, aveți în preajmă câțiva oameni pe care a trebuit să-i protejați, care vă aducă bucuria adevărată, autentică. Nu minciuni, nu jocuri mentale. 4 și cu 6, 10. Puteți manifesta o nouă relație. Apropo, o nouă relație. Armonioasă, stabilă, în care vă ascultați, vorbiți. Da? Dar ca să puteți manifesta unul, trebuie să vă dați timp să vă relaxați un pic. Poate călătoria asta e necesară. E o călătorie care vă ajută să vă eliberați și de trădăși, de blocaje și de dezamăgiri. Discuția cu cineva, cum a zis mai devreme. Și iar apare totuși discuție și prin valetă de monede. Veți împrăștia confuziile, conflictele. Ce am zis? O victorie asupra minții voastre, în primul și în primul rând. Eu am senzația că în acest moment, nu știu, sunteți foarte stresați. Foarte stresați. De ce a apărut prosperitatea? Ia uite, secrete. Am zis, țineți în secret la cineva. Afișați senzația asta de prosperitate eventual, de bine, de așa, dar în secret țineți la cineva? Mai dăm o clarificare. Nu e bărbat, ține o femeie, dar nu vor să arate. Iată, trebuie să schimbați situația. 33, 6, dragoste. Sunteți ciudați amândoi.
A apărut cartea asta la încă vreo două zodii. Sunteți ciudați, special unici amândoi. Unul poate prea bazat pe, prea concentrat pe bani, celălalt pe energie. Dar așa ciudați cum sunteți, aș spune că puteți să vă echilibrați unul pe celălalt. Ha, interesant, acum simt altceva. Da, interesant. Am zis, băi, deci am zis exact. Unul e concentrat pe bani, vedeți și voi, pe bani, bani, abundență, vanitate, chestii, lux, decorative, estetice, și celălalt pe spiritualitate. Aici nu sunt, deci unul este în jur și celălalt înăuntru. Celălalt oferă stabilitatea emoțională, spirituală, celălalt oferă stabilitatea, încadrarea, șapte de debute fizică. Acum observ că, de fapt, sunt două energii, două persoane. Poate unul strălucește în public, altul strălucește prin energia sa. 12. Știți că e numărul spânzuratului în tarot, adică semnul peștilor, al lucruri necunoscute, lucruri spirituale. O iubire ascunsă? Da, în fine. Da, secrete, secrete, strategii. Mai, e ciudată etalarea voastră. Să sperăm că pentru 2023, pentru ianuarie, o să fie mai legată. Probabil că și sfârșitul de an. Probabil că și sfârșitul de an vine cu multe energii. A, ce frumos! În sfârșit e ceva frumos! E frumos, eu mă bucur. Da, da, cineva ascunde o iubire. Clar. Dacă ați stat în preajma oamenilor falși, lăsați-i. Duceți-vă către cei pe care iubiți. În sfârșit a apărut ceva frumos. Bravo! Vă pup și eu și vă iubesc. În sfârșit. Vai, parcă, nu știu, parcă mă simt mai bine acum la final. Sper că ați ascultat până la sfârșit ca să vedeți mesajul ăsta. Ia uite, a revenit mesajul în fața voastră, am amestecat. Keep your heart open. Sau seamănă. Ce era? Da, nu era cu lună nouă în balanță. Păstați-vă inima deschisă. Aha, aha! Da. Și duceți-vă și cuceriți-vă, eu știu ce aveți voi de cucerit. Că sunteți cam... E o pasiune pe care o țineți în frâu unii dintre voi. Go wild! Wild, wild! În sfârșit! Puf! În sfârșit! E ceva frumos! Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că ați ascultat până la sfârșit. Ceau, ceau!